Bine v-am găsit, băieți, la un nou draft pe acest canal. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, pentru că, cum v-am promis data trecută, dacă strângem peste 5.000 de like-uri, o să mai facem un draft. Și uitați că am strâns și o să facem un nou draft. Așa că apăsați chiar acum butonul de like să strângem peste 5.000 de like-uri. Și cum am strâns 5.000 de like-uri, promit că fac alt draft și încă un draft și încă un draft. Hai să vedem ce formațiune luăm noi aici. Nu mai vreau formație. Uite, o să iau formația asta. E destul de nebună, dar nu prea. Ok, capitanul meu vreau să fie Hazard. Hai să luăm pe Hazard. Deși nu știu dacă o să începem pe Spania neapărat. Bă, auba, clar. O să iau tot ce trebuie de aici. O să iau cei mai ugarincea, sigur că da. Sigur că da, dragul meu. Băiat ca lumea, uite-l pe Coman. Lemar Footbirdy. Hai să încercăm. Să vedem cât de bun e. Știam eu că îmi dai ceva ca lumea. Stevie G, bun, bă, hai că ne mișcăm destul de bine. Verratti, De Jong, Wijnaldum. Bă, clar o să-l iau pe Wijnaldum ăsta, care n-arată rău deloc. Rodrigo, să-l iau pe Rodrigo, pentru că e bun, e chiar bun și nu vreau să-l irosesc. Hernandez, bă, cred că Varane e mai bun aici. Varan francez, ăsta e la Bayern, tot francez. Hai să le iau pe Hernandez, e Footbird Day, merită. Merită. Chinaciu, vino Nacho Ulencoa. Uite așa. Și hai să vedem aici în dreapta ce primim. Van Dijk, deci apărări din toate colțurile lumii, jur. Bă, uite cum i-am făcut pe ăștia să stea în 10. Bun, hai să vedem portarul. Lehmann, vino la noi, băi, băiatule, băi, uite, ăsta nu prea stă el bine, dar îl face noi să stea bine. Bă, nu arată rău echipa deloc, sincer. To be honest, Joao Cancelo, KDB, Kevin De Bruyne, Dominguez, Joao Cancelo. Hai să luăm pe Cancelito. Dacă e să fie KDB, să fie Team of the Year. Și uite, luăm așa și uite cum ne stă în 10 și ăla. Deși Barnes ăla nu prea... Mbappe! Ia ieși, mă, afară de aici. Ce cauți tu aici? E mai bun Mbappe, Coman. E tank jucătorul ăla. Și Neymar. Na, nu știu cum să fac aici, frate. Dacă le iau acum ăștia, amândoi o să stea în 10. Ăsta stă așa. Nu știu, trebuie să mă gândesc, să vedem o posibilitate de a-i păstra pe toți. Koulibaly. Ăsta niciun caz, De Ligt nici la fel. Nu ne avantajează nimic de aici. Deci, nu știu, aici apar cam două echipe, știi? Ramos, nimic mai potrivit de atât. Și uite cum stau ăștia de bine aici. Hai, dă-mi. Nu mă așa tu pe mine că... Mamă, ce jucători, băieți. Ce jucători. Sai Maxim, nu ne interesează. Goretzka. Se pare că s-a cam terminat norocul nostru. Bă, oricum, atacul ăla mie îmi place, să fiu sincer cu voi. Da, și ne-au pândit de tot. Ne-au dat 100 chimie, sincer, în afară de 2 jucători care stau în 7, restul stau în 10, ceea ce nu e rău deloc. Și poate îi facem, uite, francez, dacă le iau pe ăsta, ar fi bun. Bă, o să le iau pe ăsta, că mi le mai crește puțin. În rest, toate bune și frumoase. Bă, echipa care, sincer, nu prea ai mari pretenții de la ea, dar nu arată rău deloc, jur. Nu arată rău deloc. Băi, nu știu dacă o să jucăm cu echipa asta, dar eu am zis să vă arăt. 96 Messi, Aguero, are echipa rea. Bun! Începem cu 1-0, băieți. Cred că unul dintre jucătorii mei preferați, pe care de fiecare dată când l-am avut în echipă, bă, nu, dar, deci nu m-a dezamăgit niciodată.
Ce torpilă! Ce torpilă? Garicea! Băi, ce gol! Bun! Bară! Aoleu, ce ghinion! Băi, dar băi, frate, că e nebun cartonașul ăsta. Nu pot să cred așa ceva. 3-0. Dați-vă și voi ce gol. Băi, las-o, frate. Lasă. Vai de capul meu, ce pasă. Uitați-vă și voi. Ce preluare, ce gol. 4-0. Uhuhu. Dacă o dădea Ramos pe asta, intra frumos în istorie. Dar uite că dă iarăși. Băi, nici acum nu dă gol, ce face? Hai odată, gata, că ăsta a fost meciul. Forfecă. Mamă, ce voleu cu Ramos! Ce voleu, ce voleu, 5. Ia, poate îi dau acum. Dar n-am mai avut timp. Băieți, am trecut de primul meci cu Brio. Haideți să trecem și la cel de-al doilea. 99 Messi și am spus totul. Karim, Overmars acolo, Valverde, Kroos, ăla e Saul. Echipă mișto. Bun. 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 Bun, Stevie G, i-a dat craci, ești nebun. Ce trecere, ca realitate, mai ca realitate. Nu știu dacă uitați aici ce craci i-a dat lui Varan, cred. Mamă, 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 ce gol. Wijnaldum! Ba, ce ocazie. Mbappé! Mbappé! Ce cursă, ce geniu! Două ball-uri aici, bine, unul aproape întrerupt de Varan și l-am pus în cur din nou. Ce gol! Cum i-a luat mingea cu Hagi, kick off glitch, normal. Mamă, ce-a dat Auba aici, ești nebun. Ești nebun. Din prima, cum trebuie, la cioco-cioco. Mbappé, te-a pupat. Te-a pupat, calma, jos băieții, că-s doi ăștia, sunt doi, joc împotriva doi fraieri, da. Wow, ce meci. Yes? Au ieșit băieții. Ia să vedem, îl vedem pe Salah, Sissoko ăla, cred că e nebunie, Zidane de 94, Cancelo, Robertson. Băi, Lehmann, puteai... Măcar s-o fi lăsat din prima, dar nu să luăm așa gol. Nu, n-am avut ce să-i fac. Deci pur și simplu i-a plecat jucătorul ăsta așa de bine, încât nu l-am putut opri. Am băgat și alunecare. Pur și simplu n-a vrut să o bage. Probabil nu a vrut să-i strice faza. Hai, Wijnaldum!
Bă, prost a șutat, prost, rău, dar rău de tot. Mamă, auba. Băi, frate, ăsta nu era de ratat. Fai de capul meu! Offside, offside, offside. Nu poți, frate, să dai pasa asta așa în el. N-ai cum. Normal, normal, frate. Mie îmi trag ăștia în ultimul hal lui, îi dă mare și fece boss. Las-o, dracu. Nu poți, nu poți, nu poți. N-ai cum, frate, să ratezi așa. Uite, ratare după ratare și ce ratări. Zici că Loris ăsta cine știe ce... Ia uite și tu cum degajează. Na, ăsta e golul, iau. Mă mir. Mă mir. Deci dacă o rata și pe asta, eu mă lăsam de tot de jocul ăsta. Oricum m-a ratat, nu că e enorm. Prea mult, deci s-a ratat prea mult, frate, prea mult. Hai toți pe ultra-atac, ce să fac. Uitați-vă și voi cum trage de timp. Deci fiți atenți și voi cum acest jucător de FIFA trage de timp. Ia, și-o pasează în spate. Așa, hai. Hai. Uite că te-am prins. Hai! Hai! Bine, mă! Bine, mă! Hai, 3-2! 3-2! Că rămâne mingea tot acolo. Da, ăsta e gol, e gol, e gol. Da, e gol. Deci cum a sărit mingea la el, băi... Băi, frate, ce rău îmi pare, băi, când pierd asemenea meciuri. Și jur că muncesc de-mi sar ochii din cap. Uite și tu cum intră, uite și tu cum intră. Dai minutul 84, ce să-i fac? Păcat, mare păcat de meciul ăsta, un meci foarte frumos. Ah, hai că s-a mutat. N-am altul mai bun. Hai, trebuie puțin. A scos-o. Nu știu cum să dau, cum să nu dau, dar da, ăsta e gol, cred. Nu, că e Ramos aici, inima de leu. Dar, nu pot spune că a fost mai bun, a avut o șansă mai bună ca a mea. Eu am ratat mai mult. Asta este, haide să vedem pachetele. Avem aceste pachete care par destul de interesante. Acolo avem șansă la un Foot Birthday. Ok, ăsta se pare că o să fie un carnaș de la berberii rău. De merită să-i dai doar skip. Păcat, păcat. Hai să, na, nu opresc nimic de aici, n-am ce să opresc. Da, asta e tot. Ne-am dus. Hai să vedem premium goal pack. Poate de aici. Poate de aici primim, cine știe, cum un Foot Birthday, ceva de genul. Na, nicio șansă de așa ceva. Nici urmă, nici nu miroase de așa ceva pe aici. Asta este, băieți, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe drafturi de acest gen. Chiar dacă n-am câștigat, eu zic că a fost un draft frumos și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa!